Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să-mi exprim recunoștința pentru cinstea de a lua parte la această școală anuală de studii bizantine și post-bizantine cu o temă destul de generoasă, cultura bizantină și post-bizantină în Moldova, Valahia sau Țara Românească și în Balcani. De altfel, țările române se învecinează cu spațiul balcanic prin având ca graniță Dunărea. Nu o să intru în discuția faptului dacă aceste țări aparțin sau nu doar spațiului balcanic, am putea spune că le aparțin spațiului balcanico-carpatic. Important este că și cei din Balcan, și cei din acest spațiu carpato-pontic, aparținem aceluiași fond de cultură și civilizație care se numește cultura și civilizația bizantină. Așadar, este pentru mine o onoare și mulțumesc și domnișoare Ana Maria Răducanu, care m-a convins să iau parte la această școală. Și mulțumesc încă o dată. La rândul meu, mulțumirile mele sunt pentru cei care participă în această primă sesiune. Știu că fiecare dintre noi suntem ocupați, avem multe alte obligații, dar iată că o parte dintre voi ați reușit să vă faceți timpul necesar astfel încât să audiați ceea ce eu am pregătit pentru cea de-a treia ediție a acestei școli anuale de studii bizantine și post-bizantine. Așadar, titlul expozeului meu este Activitatea tipografică din Târgoviște în limba greacă la începutul secolului al XVIII-lea. Am avut această curiozitate, pe de o parte că sunt originar din Târgoviște, iar pe de altă parte știm că limba de cultură și civilizație a Imperiului Bizantin, care se numea și Romania în actele vremii, a fost limba greacă. Am avut curiozitatea să văd în ce măsură opere de limbă greacă au fost tipărite și răspândite în lumea din Balcani și spațiul Carpato-Pontic. Acest studiu al meu are mai multe părți. Voi începe cu prima parte. Și anume, mă refer la fenomenul tipografiei românilor la Târgoviște. În literatura de specialitate există anumite discuții dacă a fost sau nu Târgoviștea primul centru tipografic al românilor. Eu mi-am însușit această părere că, într-adevăr, Târgoviștea reprezintă primul centru tipografic al românilor. Și acest centru este legat de activitatea rumânacului Macarie, care după unii este sârb de origine, după alții este vlah, nu intru acum în aceste amănunte, există o întreagă biografie asupra acestei dezbateri, și de activitatea domnului Radu cel Mare al țării românești. Vedem că activitatea tipografică în spațiul românilor de la început s-a bucurat de girul bisericii și al domniei, ceea ce va reprezenta o caracteristică pentru multe secole privind activitatea tipografică în dreptul românilor. De aceea, activitatea aceasta tipografică se leagă și de sfatul și îndemnul primit din partea a doi mitropoliți, Sfântul Nifon, fost patriarh al Constantinopolului, și Maxim Brancovici. Așa se face că, prin acest debut la Târgoviște, apar trei cărți în limba slavonă, Liturghier, Octoic și Tetraevanghel. De ce în limba slavonă? Pentru că limba slavonă reprezenta în acel moment o limbă de circulație în acest spațiu, limba cancelarilor domnești și limba în care românii luau parte la cultul bisericii în acel timp. Așadar, de ce Târgoviștea reprezintă primul centru tipografic? Exista în cutuma vremii, acolo unde se afla reședința domnului, să se afle și sediul mitropoliei. Așa se face că Țara Românească devine Târgoviștea devine capitala țării românești încă în anul 1418, adică de la sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân și începutul domniei fiului său, Mihail I. Calitate păstrată
Așa cum știm, până în anul 1859, când Bucureștiul devenea noua capitală în timpul domniei lui Gheorghe Ghica. Urmând această mutare, sediul Metropoliei Țării Românești devine oficial la Târgoviște la 17 august 1517, în timpul domniei Sfântului Neagoe Basarab, sediu mutat la București în anul 1668, în timpul domniei lui Radu Leon. Așadar, vedem că Târgoviștea va avea o activitate tipografică bogată în secolul al XVI-lea. Va cunoaște o amploare în secolul al XVII-lea, încât putem să spunem că acest centru de la Târgoviște devine un centru tipografic și cultural pentru întreaga țară și chiar pentru răsăritul ortodox, adică pentru lumea Imperiului Bizantin de odinioară. Târgoviștea a avut monopol al activității tipografice doar în secolul al XVI-lea, deoarece în prima jumătate a secolului al XVII-lea apar noi centre tipografice, cum sunt cele de la Câmpul Lung, Govora și Idealu, lângă Târgoviște, dar și la Târgoviște s-a păstrat un centru tipografic unde a funcționat o tipografie mitropolitană. Acum trec la partea a doua a referatului meu și am în vedere activitatea tipografică în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Observăm că centrele tipografice în această a doua jumătate a secolului al XVII-lea se mulțesc. Așa avem centre tipografice la București, Buzău, Snagov, Râmnic și, finalmente, Târgoviște. Centrul tipografic de la Buzău este legat de activitatea erarhilor Mitrofan și Damaschin, pe când centrele de la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște sunt legate de activitatea Sfântului Antim Ivireanul și a ucenicilor, precum și a colaboratorilor pe care el i-a avut. Domnitori în această perioadă au fost Gheorghe Duca, Șerban Cantacuzino, Sfântul Matil Constantin Brâncoveanu și Ștefan Cantacuzino. Iar mitropoliți ai Țării Românești au fost Varlaam al II-lea, în timpul căruia se și reia activitatea tipografică la București în anul 1678, întreruptă în Țara Românească în 1652, și apoi șirul ierarhilor continuă cu Teodosie și Sfântul Antim Ivireanu. La Târgoviște, activitatea tipografică este reluată abia în anul 1709, întreruptă, așa cum am spus puțin mai devreme, din anul 1752. Domn, după cum știm, în acea perioadă era Sfântul Constantin Brâncoveanu. Cum se explică reluarea activității tipografice la Târgoviște, de pildă, de moment ce Târgoviștea nu mai reprezenta nici capitala Țării Românești, nu mai era capitală, dar nici sediul mitropoliei din Țara Românească. Iar istoricii sunt de părere că domnitorul Sfânt Constantin Brâncoveanu a reușit să obțină de la Turci, prin politica pungilor, dreptul de a restaura curtea domnească de la Târgoviște. Știm că în vremea aceea de dominație a Imperiului Otoman, domitorii trebuia să aibă acordul curții de la Constantinopol privind activitățile acestea de restaurare a unor sedii cu o valoare militară. Așa se face că domnitorul Constantin Brâncoveanu restaurează curtea domnească în perioada de la Târgoviște, în perioada 1792-1702, iar documentele vremii atestă lucrări de restaurare la turnul Chindiei, la Biserica Domnească și la Biserica Sfânta Vineri sau Sfânta Petca, numită și Biserica Domnească Mică, toate acestea aflându-se în interiorul curții domnești. De asemenea, lucrările de restaurare au fost extinse și în afara curții domnești, adică la locașurile de cult, precum Biserica Sfântul Dimitrie, Biserica Mănăstirii Stelea, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și Biserica Metropolitană cu cheltuielile Metropolitului Teodosie.
În împrejurimi există documente care atestă intervențiile domitorului Constantin Buncoveanu la mănăstirile Dealu și Viforâta, la ultima, un rol deosebit avândul soția acestuia, doamna Marica. În această perioadă de restaurare a monumentelor și obiectivelor din Târgoviște, mitropolita Țării Românești era Sfântul Antim Vireanu. Așadar, activitatea tipografică la Târgoviște se înscrie la început de secol XVIII pentru intervalul 1709-1715 și mă opresc doar la acest interval pentru că din 1716, așa cum știm, în Țara Românească începe un nou regim, regimul domniilor fanariote, și această perioadă constituie o altă etapă a istoriei românilor, bineînțeles, având continuitate cu prima și cu cele care vor urma. În centrul tipografic de la Târgoviște constatăm că au activat următorii. Ieromonahul Mitrofan Grigoras sau Gregoras, cum mai întâlnim în documente, diortositor pentru cartea de limbă greacă. Gheorghe Radovici, meșter tipograf și editor, fiind cel de-al doilea ucenic al Sfântului Antim Ivireanu, primul ucenic în arta tipografică, fiind ipodiaconul Mihail Ișvanovici. Cel de-al treilea meșter tipograf și traducător este ieromonahul Filotei, identificat cu Filotei Sin Agă Egipei, care este autorul primei psaltichi românești, așadar al primului manual de muzică bizantină sau bisericească în limba română. Iar la acest centru tipografic a lucrat și Sfântul Antim Ivireanu, mai ales că în literatura de specialitate se afirmă că acest centru tipografic, adică materialul tipografic, a prezentat proprietatea acestui sfânt ierarh. Perioada de funcționare, așadar, vă spuneam că este 1709-1715, cu o întrerupere în perioada 1711-1712, datorită conflictului pe care sfântul ierarh Antim le va avea cu domnul Constantin Buncoveanu. Cât privește producția de carte, eu am înregistrat în acest centru apariția 21 de lucrări. După alți autori, această cifră diferă 18, 19 sau chiar 15, 11 lucrări. În acea perioadă, prin acest număr mare de lucrări, Târgoviște are ocupă locul al doilea după București. Cât privește însă limba în care au fost tipărite aceste lucrări, 14 sunt în limba română, fiind cele mai multe cărți imprimate în centrul tipografic din acel timp în această limbă, 5 în limba greacă, despre care voi vorbi mai târziu, una bilingvă slavă-română și o ultimă carte trilingvă slavă-română-greacă, la care vei face referințe în acest expozeu. Tematica acestor tipărituri. Cele mai multe sunt cărți de cult sau liturgice, 13 la număr, dintre care 9 în limba română, 2 în limba greacă, una trilingvă și una bilingvă. Cărți de învățătură pentru preoți, 3 la număr, dintre care una în limba greacă, 2 în limba română. Cărți de literatură moral-filozofică, 2, una în limba greacă, o alta în limba română. O carte de dogmatică în limba greacă, o carte de literatură populară în limba română, o carte cu test sau lucrare cu test juridic în limba română și o carte sub forma unui ghid de peregrinaj la Sfântul Munte Sinai în limba greacă, inclusă însă într-o carte de cult în limba greacă. Rezumând, putem să afirmăm că de fapt sunt 22 de titluri apărute la Târgoviște în 21 de cărți tipărite. La aceste titluri putem să adăugăm multe alte, dacă cineva ar avea în vedere, de pildă, Antologionul din anul 1709, care cuprinde mai multe cărți de cult. Iar dintre cărțile de învățătură, una aparține Patriarhului Crisan Notara al Ierusalimului, iată legătura cu Levantul, așadar, iar două Sfântului Antim Ivireanu. Și aceste lucrări, adică cea a Patriarhului Crisan Notara, precum și o lucrare a Sfântului Antim Ivireanu, capete de poruncă, vor fi încadrate și la dreptul canonic al Bisericii.
Intrăm acum în partea a treia a prezentării mele și mă voi referi pe scurt la cărțile tipărite în limba greacă. Avem așadar 6 cărți în limba greacă, aici mi s-a stricat o greșeală, o propriu chiar acum, cu o tematică variată, de la cugetările filozofilor antici la lucrări cu conținut dogmatic, liturgic și de organizarea bisericii, respectiv și a societății din acea vreme, cât privește oficiile și judecătoriile, dar și treptele preoțești. Vedem așadar că aceste cărți reprezintă un spectru larg al programului editorial pe care în acea vreme îl susținea biserica și domnia din țara românească pentru a fi de ajutor nu numai românilor, dar și lumii din spațiul istoric al ortodoxiei. Prima carte care apare la Târgoviște este un antologion. Vedeți aici, aveți pe ecran foaia de titlu. Carte de peste tot anul, cuprinzând toată slujba bisericească, apărută la Târgoviște în anul 1709. Aici aveți și stema Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești. Aici aveți transcrierea titlului grecesc. Dacă dintre cei prezenți sunteți studenți la teologie sau la clasice, v-aș invita să facem o lectură în limba greacă a acestui titlu, măcar a primelor două rânduri. Sigur că Eugen, Ilie... Ia să vedem pe Eugen atunci, că a fost primul rostit, dacă îmi poate citi primul rând. Că suntem la o școală în care și exersăm anumite cunoștințe. Deci mulțumesc că mă băgați în seamă, dar din păcate nu vă pot ajuta. Studiez cu doamna profesor Renata Tatăl-Mir, care este și ea prezentă. Păi da, dar domnii și doamnele profesoare sunt deja la nivelul care nu se cere să ne facă nouă un exercițiu de lectură în limba greacă. Exact. Da. Atunci mergem mai departe. Respectând citirea care se folosește și astăzi în Biserica Greacă, care citire, știu că există o polemică, citirea după Erasmus, după Roeclin, în Grecia se folosește citirea aceasta roecliniană, așadar, primul rând, ar suna așa, Vivlos, in Iafsios, in Apasan, Ecclesiasticin, Acolusian, Anelipos, Periecusa. Să vedem acum traducerea acestui titlu, care este pentru prima dată redat într-o formă nouă în limba română. De aceea am susținut să fie această prelegere în limba română pentru a afla detalii necesare și nouă ca români. Iată așadar care este titlul acestei lucrări în limba română. Carte de peste tot anul, cuprinzând toată slujba bisericească fără lipsă, pe de o parte, tipărită și dedicată sanctității preanvățatului și preanțeleptului arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și patriarh ecumenic domnului domn Atanasie, în timpul prea binecredinciosului, prea strălucitului și prea luminatului stăpân, domnului domn Ioan Constantin Basarab Voievod Brâncoveanu, domnitor al întregii Unglolahii, de către înalt preasfințitul și cinstitorul de Dumnezeu, mitropolit al Unglolahiei, domnul domn Antim cel din Iviria, cu cheltuierile și în tiparnițele cele ale sale, vedeți, de aceea se susține că această tipografie a aparținut Sfântului Ierarh Antim Ivirianul, iar pe de altă parte, diortosită cu grijă de către preotul Mitrofan Grigoras sau Gregoras cel din Dodona, în anul 1709, în luna august, în preasfânta mitropolie, cea din Târgoviștea, Ungrovlahiei sau a Țării Românești. Vedem așadar ce titluri pompoase se puneau atunci, în acea epocă, în care sunt incluse mai multe detalii menite să arate că această carte apare, pe de o parte, cu girul bisericii, iar pe de altă parte, cu girul domniei, pentru că în acea vreme, biserica și domnia girau activitatea tipografică
în țările române extracarpatice, Moldova și țara românească. Trebuie peste acest amănunt descrierea cantitativă a cărții și să mergem puțin la descrierea conținutului acestei cărți. Pe filele liminare nenumerotate ale volumului sunt titlul tipărit în două culori, roșu și negru, și încadrat într-un chenar cu flori lucrate în peniță, iar laturile de sus și jos ale chenarului sunt mai late și au câte un medalion care se află în partea de sus Iisus Hristos și în partea de jos Maica Domnului. După aceea apare stema țării românești, amvând în colțuri inițialele grecești ale titulaturii domnului Constantin Brâncoveanu, toate fiind încadrate într-un chenar cu chipuri de îngeri la colțuri. Sub chenar se află o epigramă cu 5 distihuri în limba greacă dedicată domnului Constantin Brâncoveanu. Atât stema cât și distihurile sunt încadrate în același chenar cu pagina filei de titlu. O altă epigramă, având 15 distihuri în limba greacă, este dedicată aceluiași domn și semnată de către Mitrofan Grigoras sau Grigoras din Dodona. Urmează scrisoarea Sfântului Antim, invirianul prin care închină această primă tipătură de la Târgoviște Patriarhul Ecumenic Atanasie și în felul acesta se arată pe de-o parte jurisdicția canonică a Mitropoliei Țării Românești care se afla sub Patriarhia de Constantinopol. Continuă arătarea ordinii studiilor din carte și tabla de materii. Cuprinsul acestei voluminoase cărți este împărțit în trei părți cu secvențe separate de paginație în limba greacă. În partea întâi sunt incluse saltirea, vedeți că am pus paginația și în limba greacă și corespondentul paginației cu cifre arabe pentru a ne putea orienta. Avem așadar saltirea, ceaslovul sau orologionul, octoiclul sau paracriticii, cum se numește în limba greacă, exapostilariile învierii de la utrenie sau laudele învierii, evangheliile învierii sau duminicale de la utrenie, canonul paracriticii înscriptoare de Dumnezeu, facerea împăratului Teodor Luca Lascaris, și un alt canon al paracriticii înscriptoare de Dumnezeu, urmat de o pagină albă nenumerotată. Se continuă după aceea cu antologion cu toate slujbele de peste an, adică un minologion începând cu 1 septembrie, slujbe anonime care se cântă la unul sau mai mulți sfinți după rânduială, slujba cuvioasei noastre Maici Parascheva, cea nouă, tipărită la cererea binecuvincioșilor creștini, fiind cinstită așa cum se face precizarea cu roșu, dinaintea începerii slujbei, nu doar în Moldova și în Golahia sau țara românească, ci și în ținutul bulgarilor, tropare are înscriptoare de Dumnezeu, cântate de-a lungul întregului an bisericesc, tropare în toată săptămâna, troparele morților care se cântă sâmbătă. Urmează partea a doua a acestei voluminoase lucrări, care este mai mică decât prima parte și conține două cărți importante de slujbă, Periodul și Penticostarul, care are la sfârșit o epigramă cu 8 stihuri în limba greacă, semnată de către preotul Mitrofan Grigoras din Dodona. Urmează partea a treia, cu mult mai mică decât primele două, în care sunt inserate rânduiala Sfintei Împărtășanii, Dumnezeieștile liturghie ale Sfinților Părinți Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Dumnezeiască liturghia Doarelor Mainte Sfințite, rânduiala Gheazmei Mici, rugăciunea la binecuvântarea colibei, rugăciuni de binecuvântare a stâlpărilor în Duminica Florilor, a brânzei, a ouălor, a cărnii, a fructelor noi și a struguilor, împreună cu trei rugăciuni de iertare, una după moarte, iar celelalte două la orice vreme. Câteva particularități ale textului. Este scris în limba greacă bulgară și cea bizantină. Are trei secvențe de paginații, cu litere alfabetului grecesc pe fiecare pagină a filei. Este împodobit cu frontispicii letrine, unele ele bogat ornate și viniete. Tiparul este negru și roșu pe două coloane, în limba greacă această tehnică se numește erithrotipia. Cuprinde xilogravuri, cum este cea cu Iisus Hristos pusă într-un medalion
din chenarul fiului de tic în partea de sus și Maica Domnului pusă sub aceeași formă în partea de jos a același chenar și stema țării românești. Alte câteva considerații privind această carte. Cartea este tipărită în tipografia privată a Sfântului Antim, așa cum o spuneam așa de la Târgoviște. Cuprinde cele mai multe uzuale cărți liturgice folosite în cultul Bisericii Ortodoxe și arată împlinirea practică a nevoii de carte liturgică în acel timp pentru creștini ortodoxi de limbă greacă. Cât privește istoria acestei cărți de cult, care se numește Antologion, prima ediție a apărut la Veneția în anul 1564. Traducerea și tipărirea acestei cărți de cult în limba slavonă a fost la Liov sau Lemberg, în Polonia, în anul 1632, cunoscându-se ulterior mai multe ediții. În cultura română, Antologionul în limba slavonă a fost tipărit la Câmpul Lung în anul 1643, după ediția a doua acestei cărți realizată la Lemberg sau Liov în anul 1638. În anul 1705, la Râmnic, Sfântul Antim Ivirianu a tipărit o nouă ediție a Antologionului în limba slavonă, în care a introdus tipelele lui Filotei Monacul tot în limba slavonă, volumul având totuși în limba română tot ce nu era cântare. Iar în 1737, la Râmnic, a apărut în sfârșit ediția Antologionului în limba română. Cât privește această carte pe care Sfântul Antim Ivirianu o tipărește la Târgoviște, putem să spunem că el este autorul a două ediții ale Antologionului în limba greacă. Prima ediție este tipărită la Znagov în anul 1697, având următorul titlu, Antologionul de peste întregul an, Anthologion tu olu eniaftu. Și așa cum se precizează în foaia de titlu, este cu mult prea bogat decât toate antologioanele acum cunoscute. Și după aceea apare cel de-al doilea antologion la Târgoviște în anul 1709. Între aceste două ediții ale antologionului sunt câteva diferențe, nu voi intra acum în detalii, în studiul meu se află enumerate aceste diferențe, doresc să precizez doar următoarele aspecte. În cel de la 1709 se face o precizare, și anume că antologionul respectiv cuprinde toată slujba bisericească fără lipsă. Sfântul Antim Ivirianu pune un nou titlu, Carte de peste tot anul, Biblos Iniafsius. Purcede la o altă repartiție a conținutului și, ca o noutate, adaugă părți noi în cuprinsul acestei voluminoase cărți. O parte care este considerată nouă în această carte este slujba cuvioasei noastre Maici Parascheva cea nouă, tipărită, așa cum v-am precizat și mai înainte, conform însemnării dinaintea începerii slujbei la cererea credincioșilor care o cinsteau nu doar în țara românească sau în Slovacia, ci și în Moldova și Ținutul Bulgarilor. Această slujbă mai cunoscută ediție în limba greacă, tot în țara românească, dar la București, în anul 1692, fiind tipărită de către aceleași Sfânt Antim Ivirianul, dar într-un volum cu slujbele cuviosului Părintului nostru Grigorie de Capolitul și ale ajunului intrării în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru atunci când cade în aceea zi și sărbătoarea Sfântului. Cei care au analizat, liturgiștii mă refer, mai ales cei de limbă greacă, sunt de părere că tipărirea unor slujbe separate și consacrate simțul în prima dată într-un antologion și menționarea cinstirilor în însemnări speciale reprezintă introducerea în cărțile de cult a unor nuanțe, citez, nuanțe național-rasiste ale unor preferințe în cultul ortodox. De ce se face această precizare? Pentru că, așa cum vă spuneam, ediția de la 1709 cuprinde slujba cuvioasei noastre, mai și Parascheva cea nouă,
în ediția din precizată, inovații reluate și în ediția de la Leipzig din 1761, dar cu adăugarea slujbei cuviosului Naum, care și această slujbă cunoscut o ediție separată la Veneția în anul 1695. Iar acești doi sfinți erau cinstiți în mod deosebit de către credincioșii români și slavi. Această inovație i-a convins pe tipografii de la Veneția, de teama concurenței, că în anul 1755, când are loc reeditarea cărții de peste tot anul, în anul 1709, să fie reintroduse aceste inovații, să fie aplicate și de tipografii de la Veneția, și așa apare o ediție nouă în anul 1777, în care apar în prima dată cumulate cele două inovații, adică cele două studii menționate mai sus. Cât privește însă istoricul antologioanelor în limba greacă, ele au fost editate pe o perioadă cuprinsă între anii 1564-1882, cu două titluri. Antologion de peste întregul an, Anthologion tu olu eniaftu, care cunoaște în perioada anilor 1564-1882 65 de ediții sau 66 de ediții dacă se adaugă și ediția de la Znagov din anul 1697. Și al doilea titlu este Cartul de peste tot anul, Biblos eniafsios, care înregistrează 17 ediții în perioada anilor 1709-1862. Ce se poate constata așadar? Că ediția antologiei de la Znagov din 1697 nu a cunoscut o altă reeditare și nu a influențat deloc evoluția antologiei tradițional de la Veneția. De aceea el nu este menționat, așa cum vedeți mai sus, în cele 65 de ediții și apare separat. Din cea de 66 de ediție, având același titlu, dar un conținut mai bogat. Și ceea ce este important pentru noi românii, pentru țara românească, este că cel de-al doilea titlu cu care a circulat această carte, adică, așa cum ați auzit, carte de peste tot anul, reprezintă ediția Princeps, care a fost pentru prima dată editată, tipărită la Târgoviște în 1709, fiind considerată opera Sfântului Antim Ivireanu. Cât privește legătura dintre cele două ediții de la Znagov și de la Târgoviște, se afirmă că antologionul de la Znagov a provocat creația noului mare antologion, adică a cărții de peste tot anul din anul 1709, intitulată mai apoi în ediții ulterioare și Evdamadaria sau Panfecti. Atâtea pentru, deocamdată, pentru prima carte. Acum mergem la cea de-a doua carte. Vedeți aici foaia de titlu. Este vorba despre un volum cu două cărți, Slujba Sfintei Caterina și Proschinitarul Sfântului Munte Sinai, tipărit acest volum la Târgoviște în anul 1710. Aici aveți și stema Sfântului Matei Constantin Prâncoveanu, transcrie tot titlul grecesc pe care nu insistăm, asupra căreia nu insistăm, dacă vreți să vă aruncați așa o privire asupra textului. Și mergem la traducerea titlului în limba română. Dăm citire acestei traduceri ca să ne orientăm cât privește conținutul cărții. Carte conținând slujba Sfintei Caterina și proschinitarul Sfântului Munte Sinai, cu cele din prejur și toate cele din el și referitoare la el, și rânduiala slujbei mănăstirii și pe cei ce au fost până acum arhiepiscop în ea, în gomiu adus muntelui Sinai, tipărită, mă refer la carte, în timpul preasălucitului și prealuminatului stăpân Domnului Domn Ioan Constantin Basarab Voievod, domnitor al întregii Ungurolahii,
de către înalt preasfințitul și preanvățatul mitropolit al preasfintei mitropolii a Ungro-Vlahiei, domnul domn Antimcio din Iviria, în preasfânta mitropolie a Târgoviștei, cu îngrijirea și diortosirea preacuviosului între românah, Mitrofan Vigoras, cel din Dodona, în anul 1710, în luna septembrie. Trec peste descrierea cantitativă a cărții și mergem la descrierea conținutului acestei cărți. Pe finele liminare ale volumului sunt titlul, tipărit cu o culoare și încadrat de un chenar cu ornamente tipografice, stema țării românești având pe lateral inițiale grecești ale titulaturii domnitorului Constantin Brâncoveanu, iar în partea de jos o epigramă cu 8 versuri în limba greacă dedicată aceluiași domnitori de către monahul Mitrofan Vigoras sau Vigoras din Dodona și încă un amănunt, atât stema cât și epigrama sunt încadrate de același chenar întâlnit pe pagina firei de titlu. Urmează cuvânt de laudă către Sfântul Antim, purtând semnătura romanacului Nichifor Marsalis Glichis din Andachia Cretei și egumen al mănăstirii Râmnii din țara românească, o epigramă având 10 versuri în limba greacă închinată Sfântului Antim de către romanacul Mitrofan Vigoras și un cuvânt către cititor pe care îl semnează același romanac Nichifor Marsalis Glichis. În prima parte a cărții, așadar, se află slujba Sfintei Caterina cu viața pe larg în locul Sinaxarului. În cea de-a doua parte este întâlnit proschinitarul Sfântului de Dumnezeu umblatului Munte Sinai. După proschinitar urmează rânduiala slujbei mănăstirii, despre arhiepiscopul mănăstirii, engomiul adus Sfântului Munte Sinai, o epigramă cu 15 versuri în limba greacă, dedicată Sfântului Munte Sinai și Sfântei Caterina de către romanacul Mitrofan Vigoras, semnatarul acelor versuri. Cât privește textul, finele liminare sunt fără numerotare și au textul scris în limba greacă vulgară. Celelalte texte ale cărții scrise în limba greacă bizantinică, slujba și cea vulgară, proscriptarul și cele după el, au doar primele patru file numerotate pe partea recto cu litera alfabetului grecesc, pierzându-se apoi numerotarea filelor. Textele sunt împodobite cu frontispicii, vetrine simple și viniete, tiparul fiind în două culori, negru și roșu. Se pare că au fost două ediții sau două tiraje, iar la începutul volumului este inserată o xilografură cu stema țării românești. Alte câteva considerații de la care putem să luăm aminte. Volumul așadar este imprimat în aceeași tipografie privată a Sfântului Antim Ivrianul de la Târgoviște. Se aduce în atenția credincioșii ortodoși de limbă greacă importanța mănăstirii Sfânta Caterina din Muntele Sinai, ajutoarele acordate respectivei mănăstiri de către domnii și boierii românilor, precum și aportul duhovnicesc al acestui munte sfânt în viața Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, fapt pentru care lucrarea s-a bucurat de o largă circulație fiind tipărită la Veneția în anul 1727. Mergem acum la cea de-a treia carte. Este o carte de învățătură a Bisericii Ortodoxe, se numește Panoplia Dogmatică. Aveți aici așadar foaia de titlu, vedeți ce frumos este încadrată. Să vedem acum puțin în limba greacă cum arată titlul transcris. Vedeți că este de mare și bogat. Să vedem acum traducerea acestui titlu în limba română. Panoplia dogmatică a împăratului Alexie Comnen, cumprinzând pe scurs scrieri de la fericiții și purtătorii de Dumnezeu părinți, dar puse în ordine și în armonie cugetată de către monacul Eftimie Zigaden, spre răsturnarea și distrugerea totală, însă, a dogmelor și a învățăturilor celor prea necuvincioase ale ereziahilor atei, adică ale celor rău înfuriați contra Sfintei Teologii a acestor părinți, dedicată pe timpul preacredinciosului, preanaltului, de Dumnezeu încoronatului stăpân și domnitor al întregii Ungro-Vlahii, domnul domn Ioan Constantin Basarab Voievod Brâncoveanu,
prea strălucitului și prea înțeleptului său fiu, domnului domn Ștefan Voievod Bucoveanu, de către înalt preasfințitul și prea învățatul mitropolit al Bristrei, domnul domn Atanasie, cu ale cărui cheltuieri a fost tipărită acum, pentru întâia oară, de către înalt preasfințitul, prea învățatul de Dumnezeu alesul mitropolit al Ungroblahiei, domnul domn Antim cel din Iviria, cu îngrijirea și diortosirea rumănatului Mitrofan Vigoras cel din Dodona, în preasfânta mitropolie cea din Târgoviște a Ungroblahiei, în anul de la nașterea Domnului 1710, în luna mai. Să vedem acum câteva note și considerații. Trecem peste descrierea cantitativă a cărții. Descrierea conținutului. Pe firele liminare nenumerotate ale cărții sunt titlul, tipărit cu negru și integrat într-un frumos chenar cu flori, întâlnit și în alte tipărituri ale Sfântului Antim Ivirianu. Stema țării românești, inițialele grecești ale titulaturii domnului Constantin Brâncoveanu. După aceea urmează, sub stemă se află o epigramă cu trei distihuri în limba greacă, închinată Domnului și semnată de către Antonie, profesor al școlii din Constantinopol. Atât tema cât și distihurile sunt încadrate în același chenar, întâlnit la pagina filei cu titlul cărții. Urmează cuvântul mitropolitului Atanasie al Bristrei către preastrălucitul și preastrăvitul Ștefan Brâncoveanu, prin care îi închină cartea respectivă. Urmează, înainte de a intra în conținutul propriu-zis al cărții, 7 epigrame în versuri și distihuri adresate Sfântului Martir Ștefan Brâncoveanu, mitropolitului Atanasie al Bristrei și cărții de către. Și acum să vedeți ce autori sunt enumerați. Profesorul Antonie, amintim mai sus, având o epigramă către Sfântul Martir Ștefan Brâncoveanu, iar o altă către mitropolitul Atanasie, Urmuzios, cel mai mic între studei, adică dintre studenți sau elevi, având 2 epigrame către mitropolitul Atanasie, Ierodiaconul Ioanichie Hatzis sau Hagi, dacă e să romanizăm numele, o epigramă către fiul domnitorului și mitropolitul Bistrei, iar o altă către carte, Gheorghe Azitanu din Larisa, o epigramă pe cei semnalați mai sus, la care se adaugă alte 3 epigrame adresate de către monacul Eftimie Zigaden, împăratului Alexie Comnen. Urmează prologul cu laude pentru împăratul Alexie Comnen, semnată de către același monah Eftimie Zigaden, tabla de materii a cărții cu indicarea a 27 de titluri. Cartea cuprinde în realitate doar 25 de titluri din cele 27 anunțate, având la urmă paratitlul patriarhului Fotii al Constantinopolului și o epigramă a lui Mitrofan Vigoras din Dodona, semnând cel mai mic dintre românași, referitoare la lucrarea pe care o corectase și o dorcosise. Câteva particularități ale textului, scris în limba greacă, bulgară și cea bizantină, împodobit cu contispicii latine ornate și viniete, este la rând întins pe filele liminare, care sunt nenumerotate, și așezat pe 2 coloane în restul cărții, unde filele sunt numerotate pe pagina recto cu litere alfabetului grecesc. Tiparul este cu negru și se întâlnește o xilogravură cu stema țării românești. Să vedem acum doar câteva note, sunt mai multe ele, dar timpul ne presează. Scopul tipăririi panopliei dogmatice a fost lămurirea credincioșilor despre unele erezii mai vechi, dar care se regăseau sub o formă nouă, fie în inovațiile romano-catolice, cum era Filioque, punct de mățătură însușit de către protestanți, fie în doctrinile protestante care respingeau aspecte ale învățăturii creștine ortodoxe despre Sfânta Treime, cum erau antitrinitarii în Transilvania, cinstirea Sfinților și a Sfintelor Icoane, prefacerea Sfinților Daruri în însuși trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Tradiție și multe alte puncte. Însă editorii din țara românească au avut grijă să adapteze textul la nevoile epocilor, iar acest lucru se observă din diferența care există între textul publicat în Patrologia Greca, volumul 130, și ediția Princeps de la Târgoviște,
de pildă, respectiv editor de la Târgovește, au scurtat prologul lui Eftimie Zigaden, au menționat 27 de titluri din ediția Priceps, fără să treacă totuși în cuprinsul cărții titlurile 19 și 20, care erau împotriva agnoieților și a lui Origen, precum și ultimul titlu, 28, al textului original, care era împotriva săracinilor sau musulmanilor, avându-se în vedere motive politice ușor de înțeles, vecinătatea țării românești cu Imperiul Otoman. Ca o noutate a acestei cărți, pe care eu am subliniat-o și în teza mea de doctorat, dar și în alte studii, tipăria panopliei dormancii de la Târgoviște exprimă un tratat de credință a ortodoxilor. Deoarece imprimarea cărții se face în mitropolia din Târgoviște, adică mitropolia Ambrulahiei sau a țării românești, dar cu cheltuiala mitropolitului de Dristra, Atanasie, a cărui eparhie se afla pe malul drept al Dunării și sub jurisdicția Patriarhiei de Constantinopol. Dar această eparhie a bulgarilor a avut strânse legături cu țările române extracarpatice, în special cu țara românească, unde adesea se aflau ierarhii eparhiei respective, primind multe înlesniri și ajutoare. Cartea purta binecuvântarea mitropolitului Ambrulahiei, adică a Sfântului Antim Ivereanu, care a fost și meșterul tipograf, precum și acordul domnului Constantin Brâncoveanu, ediția Priceps fiind consacrată celui de-al doilea fiu al său, Sfântului Martir Ștefan Brâncoveanu. Corectura și îngrijirea acestei ediții au revenit pe monahului grec Mitrofan Vigoras din Dodona, care și-a exprimat bucuria pentru ajutorul dat la tipărirea cărții prin versurile puse la sfârșitul panopliei dogmatice. Deci observăm că trei ramuri ale ortodoxiei și moștenitori ai culturii bizantine și moștenitoare ale culturii bizantine și post-bizantine, și am în vedere așadar pe slavi, pe greci și pe români, au contribuit fiecare cu ceva la tipărirea acestei cărți de învățătură a bisericii, care, din păcate, de atunci până acum nu mai cunoaște o reeditare, și cu această ocazie profit să pun în atenția domnișoarea Ana Maria Ducan că ce bine ar fi dacă ar putea Institutul să reia editarea critică a acestor lucrări, pentru că așa cum atunci participa biserica și domnia, astăzi poate să participe acest institut, având ajutorul domniei, adică al statului, și sprijinul bisericii, prin reprezentanții ei, ca să fie aceste cărți reeditate și, de ce nu, traduse și în limba română. Mulțumim foarte mult pentru sugestie, mulțumim foarte mult. Cu dragul. Pentru că aceste cărți, realmente, reprezintă un tezaur pentru cultura bizantină și post-bizantină, cu informații inedite de istorie bisericească, de istoria mentalităților și multe alte elemente. Mergem acum la cea de-a patra carte, Maxime ale unor vechi filozofi, tipărită la Târgoviște în 1713. Vedeți aici, afară de tipul este mai simplă de data aceasta, pe semne că a fost tipărită într-o grabă și nu au avut timp să ornamenteze foaia de titlu. Transcrierea limba greacă este aceasta, nomica paleon timon filosofon, ectis italicis, istin imeteran, aplin dialecton, metafrastenda, kievlavos, afierofenda și așa mai departe. Și mergem acum la traducerea titlului în limba română. Maxime ale unor vechi filozofi traduse din italian în limba noastră simplă și cu evlavie dedicate prea binecredinciosului și prea înaltului stăpân și domnitor al întregii Ambrulahii, domnului domn Ioan Constantin Basarab Voievod, arhiereu fiind înalt preasimțitul mitropolit domnul Antim cel din Ivir, de către domnul Manos al lui Apostolis, cu aleșii cărui cheltuieli au fost recent tipărite în Târgoviște, în anul 1713 de la Hristos. Trecem peste descrierea cantitativă a cărții și mergem la descrierea conținutului. Pe finele liminare ale cărții sunt titlul încadrat într-un chenar simplu, stema țării românești, având în partea de sus titlatura domnitorului Constantin Brâncoveanu în limba greacă, cu
continuată apoi pe lateral doar cu inițialele respective titulaturi, prefața sau pedostovia întâi, prin care Manus Apostolis închină cartea domnului Constantin Brâncoveanu, partea a doua, adresată de către Manus Apostolus cititorilor, cărora le dăruiește cartea, și apoi urmează maximele care sunt expuse în proză și marcate prin letrine simple. Particularități ale textului, textul apare scris în limba greacă vulgară și fără paginație, este împodobit cu frontospicii letrine simple, de care doar două sunt bogate, ornate și viniete, tiparul este cu negru și așa cum era de așteptat la începutul cărții, este pusă și o xilogravură cu stema Țării Românești pentru a arăta încă o dată că această carte apărea având, după cum se zicea și în foaia de titlu, girul bisericii, dar și girul domniei. Note caracteristice ale acestei ediții, traducerea maximelor din limba italiană în cea greacă simplă, pentru că originalul acestei cărți a fost în limba italiană, a fost făcută de către preotul Ioan Avramie, predicatorul cărții Sfântului Constantin Brâncoveanu și profesor la Academia Domnească din București. Manus Apostolis, sau Manu Apostol, dacă este numele romanizat, suportă cheltuielile de tipărire și a dedicatul domitorului. Este imprimat în tipografia privată a Sfântului Antimilian din Târgoviște, nefiind exclus lucrul tipografic al eracului, ajutat de către ucenicul său Gheorghe Radovici, care se afla în acel timp la Târgoviște, și vă reamintesc că la început v-am spus că acest Gheorghe Radovici reprezintă cel doilea ucenic al Sfântului Antim Ivreanul în arta tiparului. Cartea face parte din literatura sapiențială, folosită nu doar pentru folosul sufletesc de obște, ci și pentru studiul scudeilor de la Academiile Domnești din București și Iași. Această carte, în original, este o lucrare a lui Antoine Galland, apărută în 1694 la Paris. Antoine Galland, apărut în 1794 la Paris și în 1795 la Lyon. S-a bucurat de o largă circulație în epocă, cunoscând un lanț de traducere din limba franceză în limba italiană, de către Belchiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu, apoi în limba italiană, din limba italiană în limba greacă, cunoscând două ediții la Târgoviște, 1770 și la Veneția, 1780, iar din limba greacă, limba română, a fost adusă de către Sfântul Antim Ivreanu, această traducere în limba română, fiind interpretată la Târgoviște în anul 1713, deci în același an, cu titlul Pilde filosofești. Traducerea românească cunoaște însă mai multe editări, și aveți aici înșirate, cezându-se anul și locul unde au apărut, în afară de prima editare, unde nu apare locul retipăririi. Vedem că această carte, cu o circulație atât de bogată în limbile franceză, italiană, greacă și română, reprezintă un instrument al umaniștilor. Și să nu ne mire că în vremea aceea umanismul din Țara Românească avea note caracteristice. Era un umanism creștin care prelua din lucrările apusului, fără să pună la îndoială apartenența de confesiune. Cea de-a cincea carte, care nu este salvată în întregime, adică nu avem foaia de titlu, dar din conținut ne dăm seama că este un catavasier româno-slavono-grecesc, tipărit tot la Târgoviște în anul 1713. Textul este scris cu litere chirilice, împodobit cu frontispicii, letrine și viniete, precum și cu două xilogravuri. Iisus Hristos, Marele Arhiereu și Învierea Domnului. Tiparul este cu negru, are tipicul în limba română, iar cântările în limbile slavonă și greacă. De menționat că sinaxarul este în limba slavonă, adică acolo unde sunt vițile sfinților trecute, iar textul grecesc este scris cu litere chirilice, o altă caracteristică a acestei cărți. Cum se explică apariția acestei lucrări sub această formă trilingvă?
Eu consider că pipăria acestei catavasieri se înscrie în eforturile bisericii, având sprijinul domniei de a introduce limba română în cult, după un program bine conturat. Pentru secolul al XVII, nu mă refer la secolul al XVI, unde avem alte lucrări și exemple de tipografi și așa mai departe, șirul tipăriturilor, privind acest efort de introducere a limbii române în cult, începe în țara românească, la Govora, unde în anul 1639 se tipărește un paraclis al Maicii Domnului. Și așadar, cunoaște acest efort mai multe etape, care se conturează în secolul al XVII-lea. O primă etapă este cea din timpul domnului Matei Basarab, când cărțile de cult încep să apară cu textul liturgic în limba slavonă, iar recomandările tipiconale limba română, la care se adaugă și texte liturgice tipărite în limba română, cum a fost de pildă paraclisul precis te menționat mai sus, care cumindea și diferit de diverse texte în limba slavonă, precum și ceaslovul tipărit la Govora, dar în anul 1940. Trecem la a doua etapă, pe vremea domnitorului Șerban Cantacuzino, când apar textele biblice în limba română. Și cea de-a treia etapă, în epoca Sfântului Constantin Brâncoveanu, când sunt editate principalele cărți liturgice, dar în mai multe faze. Într-o primă fază, în alternanță cu cele bilingve slavă române și greco-române, apoi numai în traducere românească, astfel că în timpul Sfântului Antim Ivireanu s-au tradus tipărit toate cărțile importante de cult, rămânând de tipărit în limba română doar Mineele, Triodul și Penticostarul. Se spune că Sfântul Antim Ivireanu a fi dorit să proceadă și la tipărirea acestor cărți în limba română, dar sfârșitul martirii nu i-a mai permis ca să îndeplinească acest program al său. Alternanța dintre textele bilingve, slavo-română sau greco-române, cu cele trilingve, greco-slavo-română, și cele monolingve, adică doar limba română, se făcea cu scopul de a se arăta că nu se schimbă sensul textului original, cu alte cuvinte, pentru a-i familiariza pe cei conservatoriști cu o nouă limbă liturgică. Ce se întâmpla în acea epocă? Trebuia, pe de o parte, să se învingă așa zisa teoria limbilor sacre, teorie străină ortodoxiei. În această teorie a limbilor sacre erau cuprinse până în secolul al IX-lea limbile greacă, latină și ebraică, iar din secolul al IX-lea, odată cu încreștinarea slavilor, a fost introdusă și limba slavonă. Așadar, această teorie în secolul al IX-lea devine dogmă pentru Biserica Apuseană, de unde întreaga polemică privind traducerile, după aceea reforma, contrareforma, și această dogmă se menține până la Concilul II Vatican, până în anii 1960. Abia de atunci Biserica Romano-Catolică a dat voie să se exprime cultul în limbile vorbite, vernaculare. Dar până atunci tot cultul bisericii era să exprima, bisericii romane, catolice, se exprima doar în limba latină. Iar pe de altă parte să se demonstreze capacitatea limbii române de a reda cuvântul revelat, precum și să se asigure prin cuvinte alese ritmul cerut de necesitățile melodice ale muzicii bisericești. E mult de discutat și asupra acestor aspecte, pentru că vedem cum în traducere în limba română textul liturgic se îmbogățește, fraza melodică și ea se îmbogățește, de aceea slujbele de pildă la român durează mai mult decât slujbele la greci, aceeași slujbă cu același text. Pentru că vă dau un exemplu. Avem expresia grecească Panagia Theotokes Sosonimas. Vedeți în câte silabe se pronunță și ce timp scurt. Ia să vedem în traducere românească. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vedeți că timp, pronunțarea acelor silabe, este dublu. Deci este ca să putem să redăm cu acrivie sensul pe care îl cuprinde expresia sau termenul grecesc. Sfântul Antim Ivireanu și echipa lui de meșteri așadar tipăresc în limba română, acum ne referim la metoda pe care Sfântul Antim a aplicat-o,
Ei tipăresc în limba română mai întâi părțile din Sfânta Scriptură folosite în cult. După ce seria acestor cărți au început să reiei cu o evanghelie linească și românească. Elinicov Lachicon Evangelion, tipărită la București în anul 1693, apoi, cu scopul de a arăta că limba română este proprie cântării psaltice, ei trei la tipăria de cărți folosite la strană, mai întâi bilingve, după care vor alterna pentru un timp cărțile de cult în limba română cu cele bilingve sau chiar trilingve, pentru ca în cele din urmă să dea prioritate doar celor în limba română. Iată așadar ce strategie a folosit Sfântul Antim Ivireanu, străin de neam ca origine, dar care s-a integrat foarte bine în neamul care l-a adoptat, fiind eracul care a avut curaj să lupte pentru triumful folosirii limbii române în cultul bisericii. Interesantă această figură de sfânt pentru noi românii, dar și pentru georgieni. De subliniat faptul că pentru tipărirea cărților de cult în limba română, Sfântul Antim Ivireanu se folosește de argumente luate din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, deci pentru a combate acea teorie a limbilor sacre, adică din cele două organe ale revelației dumnezeiești, citând în prefața cărții Ephologion Adecă Molitvenic, tipărită în două ediții, prima cu singur volum la Râmnic în anul 1706, cea de-a doua la Târgoviște, în două volume separate în anul 1713. Așadar, el citează textul scripturistic de la Antic Corinteni 14, versetele 6 cu 19, precum și răspunsul Patriarhului Antiohiei Teodor al IV-lea Balsamon la întrebarea Patriarhului Alexandriei Marco al III-lea, potrivit cărora nu este oprită slujba cultului bisericii în limba fiecărui popor. Vedeți? Sfântul Antim, pe de-o parte, folosește o metodă, un program, iar pe de altă parte, acest program și-l fundamentează cu argumente luate din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție. Pe baza acestor argumente și conform metodei pe care v-am expus-o, Sfântul Antim Ivireanu va proceda de pildă la tipărirea mai multor cărți de cult, având ca ultim punct de referință ediții de la Târgoviște. Asta nu spun că sunt tot de la Târgoviște, ci istoria vedește acest lucru. Și vă dau un exemplu. De pildă, Octoihul este scos mai întâi într-o ediție bilingvă slavo-română la Râmnic în anul 1706, cu tipicul în limba română, iar cântările în limba slavonă, pentru ca mai târziu la Târgoviște, în anul 1712, să fie tipărit în întregime în limba română. Și acum trecem la ultima carte. Este o culegere de mai multe texte adunate de către Patriarhul Ierusalimului Crisant Notara, nepotul Patriarhului Dositei Notara al Ierusalimului și unul și celălalt având legături strânse cu țările române extracarpatice. Vedem așadar foaia de titlu și să procedem și la, să vedem și tema domnului Ștefan Campacuzino. De data aceasta, ultima carte tipărită la Târgoviște apare sub domnia lui Ștefan Campacuzino, în timpul căruia apar mai multe cărți la Târgoviște, printre care și această carte în limba greacă. Aici vedem transcrierea titlului limba greacă, nu insistăm asupra lui, și mergem la traducerea titlului în limba română. Ia să vedeți câte amănunte cuprinde acest titlu. Culegerea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Crisant, conținând despre oficiile, demnitățile clericale și legătoriile Sfintei Biserici a lui Hristos și importanța lor, despre împărțirea și ordinea cea veche și prezentă, și despre altele oarecare foarte trebuincioase celor ce sunt considerați împreună cu clerul și arhierilor înșiși, și despre cele prin excelență 15 sfinte tunuri patriarhale și despre mitropoliile celor două și despre mitropoliile cele după cercetare sinodală supuse lor cu episcopiile de sub ele și despre arhiepiscopii cu trunurile supuse lor
adunată, pe de o parte, din diferite cărți de ceremonii, din cele aflate pe aici și pe acolo, iar pe de altă parte, firește, din cercetarea exactă a lucrurilor într-o călătorie a sa și tipărită în timpul, prea bine credinciosului, prea strălucitului și prea înaltului domnitor a întregii Ungurulahii, domnului domn Ioan Ștefan Voievod Campacuzinov, de către înalt prea simțitul mitropolit al Ungurulahiei, domnul Antim cel din Iviria, cu manualele cele despre cele șapte taine de Gabriela Filadelfiei și de Iov Păcătosul, împreună cu o omilie de Dumnezeu inspirată a lui Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, despre trupul tainic al Domnului, care omilie pecetluiește cu bine sfârșitul cărții, cu îngrijirea și deortosirea zmeritului românah Mitrofan cel din Dodona, în preasfânta mitropolie a Ungurulahiei de la Târgoviște, în anul 1715, de la nașterea Domnului, în luna martie. Vedeți ce titlu bogat și ce amănunte cuprinde acest titlu, din care se vede, pe de-o parte, conlucrarea patriarhului Crisant Notarab cu noul domn al țării românești, Ștefan Campacuzinov, dar și legătura pe care o avea cu Sfântul Antim Ivirian. Trecem peste descrierea cantitativă a cărții și mergem la descrierea conținutului acestei cărți. Pe filele liminare nenumerotate ale cărții sunt titlul scris cu negru și încadrat într-un chenar simplu, dublat pe părți și ornat cu un frontispiciu și două șiruri de semne tipografice în partea de sus, stema țării românești, inițialele grecești ale dictaturii domnului Ștefan Campacuzinov, iar în partea de jos această stemă are o epigramă cu 31 de versuri în limba greacă, închinată aceluiași domnitor de către românacul Mitrofan Grigoras sau Grigoras din Dodona. Urmează trei table de materii, prima cu cele despre oficiile, demnitățile, chiericale și legătorile Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol, cele două table de materii cuprinde capitolele manualului atribuiei lui Gavrila Filadelfiei despre cele șapte taine ale Sfintei Biserici, iar cea de-a treia tablă de materii cuprinde manualul lui Iov Păcătosul și omilia patriarhului Ghenadie al Constantinopolului. Culegerea în sine cuprinde următoarele elemente. Carta despre oficii și demnități clericale, despre tronurile din Constantinopol, Alexandria, Antiochia, Ierusalim și Moscova, despre oficii și demnitățile împărăției moscovite, despre arhiepiscopia Ohridei, un capitol special dedicat faptului că nu au fost supuse celui de Ohrida, adică arhiepiscopului Ohridei, Valahia și Bogdania, adică Moldova, despre arhiepiscopia Ciprului, despre Ivirea de sus și de jos, despre arhiepiscopii Iviriei de sus și de jos, despre arhiepiscopia de Peci, manualul mitropolitului Gavril de Filadelfia despre Sfintele Taine, învățătura și lămurirea exegetică a lui Iov Păcătosul despre cele șapte taine ale bisericii, omilia patriarhului Constantinopolului Ghenadie al doilea scolarul despre trupul tainic al Domnului nostru Iisus Hristos, erată, vedeți, în vremea aceea făceau erate, da? Și însemnarea din care este că supraveghetorul tipăririi cărții a fost Gheorghe Radovici. Alte note caracteristice ale textului. Culegerea reprezintă o ediție Princeps și are o singură secvență de paginații. Textul este scris în limba greacă vulgară și paginat de fiecare parte a filelor, are frontispicii, letrine, viniete, rândurile textului lucrurilor cuprinse în culegere sunt numerotate în secvențe de 5 cu litere de alfabetului grecesc pe partea interioară a fiecărei pagini, iată încă o noutate editorială, volumul este precedat și urmat de câte o filă albă de numerotată, tiparul este cu cerneală neagră și evident că apare și xilogravura cu stema țării românești. Alte câteva considerații. Pentru tipărirea culegerii s-a lucrat îndelungat în diferite etape.
Căci, de pildă, manualul mitropolitului Gavril fusese tipărit la Veneția în anul 1714, reprezentând o ediție îmbunătățită și îndreptățită a primei ediții din 1600, care a ieșit la Veneția și de acolo după aceea a fost preluat, am putut mai înainte o mică greșeală, de fapt ediția din 1714 este editarea aceea de la 1600 de la Veneția. Din primarea acestui volum, întipografia privată a Sfântului Antim Iberianul, așezată la mitropia din Târgoviște, exprimă, pe de o parte, reluarea legăturii de prietenie dintre mitropia Țării Românești și Patriarhul Ierusalimului s-a notat, pentru că între cei doi se iviseră o ceartă, între Sfântul Antim Iberianul și Patriarhul Hrisant, privind statutul bisericilor și mănăstirilor închinate Patriarhiei Ierusalimului, atât din Moldova cât și din Țara Românească. Iar pe de altă parte, în primarea aceleași volume, exprimă lupta ortodoxiei unite în fața inovațiilor protestante privind numărul și lucrarea harică a Sfintelor Taine. Circulația culegerii a fost mare în epocă și se cunoaște o nouă ediție la Veneția în anul 1778. Intrăm în ultima parte a prezentării mele și anume la concluzii. Câteva concluzii, nu sunt multe. O primă concluzie este aceasta, că în centrul tipografic de la Târgoviște, numai puțin, alu, da? În centrul tipografic de la Târgoviște, sub direcția supravegherii a Sfântului Antim Iberianul, s-a desfășurat până anul 1715, când va fi mutată tiparnița la București, o intensă activitate care punea în practică un program editorial bine conturat al Bisericii și al Domniei din Țara Românească, prin care erau urmărite mai multe aspecte. Primul, înzestrarea ortodoxiei, care reprezenta continuarea firească a culturii bizantine, cu lucrări de învățătură și de apărare în fața diferitelor inovații ale timpului. Continuarea eforturilor, a doua concluzie, de consacrare a limbii române ca limbă liturgică în cultul bisericii, lăându-se ca repere nu izvoarele slavone, ci, de data aceasta, cele grecești. Promovarea unor cunoștințe diverse de istorie bisericească, cum am zis și mai înainte, și a mentalităților, drept canonic și multe alte aspecte. Satisfacerea nevoilor de carte în diferite limbi ale culturii bizantine și post-bizantine, cu precădere, dacă nu în vedere cele expuse, în limbele greacă și română, dar și în limba slavonă. Întărirea conștiinței apartenenței la cultura bizantină și post-bizantină prin lucrări de literatură parenetică și populară. Așadar, programul editorial elaborat de către biserică și domnie, mai ales în timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu, privea scopuri și nevoi multiple, nu doar ale României, ci și ale lumii creștine în general, moștenitoare a culturii și civilizației bizantine. Activitatea tiparului de la Târgoviște a exprimat unitatea de credință a creștinilor ortodoxi români, greci și slavi, îndeplinind nevoile lor de carte, realizându-se chiar ediții priceps în limba greacă. Așa cum vă spuneam, Antologionul de la 1709, Panoplia dogmatică din 1710 și culegerea fetecitului patriarh al Ierusalimului Crisant din anul 1715, dar în același timp a contribuit și la triumful utilizării limbii române în cultul Bisericii Ortodoxe. Vă mulțumesc!